Bine ai venit la PokerStrategy.com, școala ta profesionistă de poker. Am ajuns și la esența strategiei Big Stack, jocul care are loc în momentul în care flopul a fost dezvăluit. No Limit Hold'em este un joc dinamic care depinde de la situație la situație. Ce faci și când o faci depinde de mai mulți factori. Ce se întâmplă înainte de flop? Cum arată cărțile comune? Cine sunt adversarii mei? După urmărirea acestui clip, vei fi capabil să răspunzi la următoarele întrebări în orice situație. Care este obiectivul meu? Cum pot să-l ating? Clipurile suplimentare la care vei avea acces după ce vei trece testul PokerStrategy.com vor rafina aceste cunoștințe, îți vor oferi o imagine mai îndeaproape asupra matematicii pokerului și îți vor arăta cum valoarea mâinii tale, precum și modul în care o joci, poate varia, uneori radical, în funcție de situația în care te afli. În continuare, bazele. Ce situații poți întâlni pe flop? Ce sunt mâinile complete? Acestea sunt cărți, de exemplu o pereche sau trei de un fel, care ar putea să câștige mâna la momentul respectiv. Aceste mâini nu trebuie neapărat să îmbunătățească și uneori nu se pot îmbunătăți decât foarte puțin, poate chiar deloc. Probabil cunoști deja majoritatea mâinilor complete. Acestea sunt două perechi, trei de un fel, chinte, culori sau chiar mai bine. Ele se mai numesc și mâini monstre, deoarece au o valoare mare. Cu aceste mâini, adesea vei avea un avantaj destul de mare și vei câștiga bani frumoși dacă le joci cum trebuie. Totuși, mai sunt și alte mâini complete. Două dintre acestea sunt foarte bune și vor fi explicate aici în detaliu. Acestea sunt două tipuri speciale de perechi, top pair și over pair. Top pair. Când ai o pereche formată dintr-una din cărțile proprii și cea mai mare carte comună, deții top pair. Over pair. Dacă ai o pereche în mână care este mai mare decât toate cărțile comune, deții over pair. Niciun adversar nu poate avea un top pair mai mare decât al tău. Notă. Two pair nu reprezintă întotdeauna două perechi. Nu ai de fapt decât two pair atunci când o pereche este formată din una din cărțile tale și una din cărțile comune, iar cealaltă pereche este formată din cealaltă carte proprie și o carte comună. Cu alte cuvinte, dacă există o pereche pe masă și tu formezi o altă pereche cu una din cărțile proprii, cele două perechi nu reprezintă o mână monster, deoarece perechea de pe masă ar putea oferi adversarului trei de un fel sau chiar full. Ce sunt mâinile incomplete? Draw-urile. Mâinile draw sunt mâini care nu sunt încă complete, dar se pot transforma într-o mână completă dacă pe masă va apărea o carte care să le ajute. Există mâini draw puternice și slabe, în funcție de câte cărți le pot ajuta. Dacă ai posibilitatea de a forma culoare, sunt 9 cărți care te pot ajuta. Dacă ai în mână pocket pair, sunt 2 cărți în pachet care îți pot îmbunătăți mâna la 3 de un fel. Vei învăța ce cărți te pot ajuta și cum poți stabili dacă este profitabil sau nu să joci cu mâinile draw după ce vei obține acces la articolele bronz care prezintă matematica pokerului. Pentru a obține acces la aceste articole avansate, te băstești testul PokerStrategy.com și să primești capitalul de start. OSD. În cazul în care cărțile proprii și cărțile comune formează 4 cărți în ordine secvențială, deții OSD. OSD reprezintă chintă deschisă la ambele capete, sau în engleză, Open-Ended Straight Draw. Asta înseamnă că nu ai încă chintă. Îți lipsește a 5-a carte de la oricare din capetele secvenței, de unde vine și denumirea deschisă la ambele capete. Sunt 8 cărți care ar completa chinta în exemplul de mai sus, adică unul dintre cei 4 ași, sau cei 4 noari din pachet. Draw culoare. Când ai 4 cărți de aceeași culoare, ai draw culoare. O nouă carte de aceeași culoare ți-ar oferi o mână culoare. Draw monster. Draw-ul monster reprezintă o combinație între draw culoare și OSD. Această mână îți oferă posibilitatea de a forma fie chintă, fie culoare. Dublu gutshot. Următorul tip de draw chintă după OSD nu este întotdeauna ușor de recunoscut. Se numește dublu gutshot, sau în engleză double belly buster. Un gutshot este o chintă din care lipsește o carte din mijlocul secvenței. Un exemplu ar fi 10 valet, dama as, iar popa lipsește. Un dublu gutshot este o combinație de două draw-uri gutshot, adică ai practic două gutshot-uri în același timp. În exemplul de mai sus ai un gutshot cu as, damo, valet și 10, și un alt gutshot cu damo, valet, 10 și 8. După cum vezi, sunt 8 cărți care te ajută,
la fel ca și la OSD, adică popii și optai. Un gacio dublu este de fapt la fel de puternic ca și OSD. Așa cum vei învăța în articolul despre șansele estimate, un dublu gacio este chiar mai profitabil decât o mână OSD, deoarece este mai greu de recunoscut de către adversarii tăi. Overcard-uri. Dacă nu formezi niciuna din mâinile două menționate și nu ai nicio mână completă, dar cărțile tale de început sunt mai mari decât cărțile comune, atunci ai o mână overcard. Aceasta nu este un draw foarte puternic, dar dacă vei forma o pereche în rundele următoare, poți fi sigur că ai top pair. De ce să pariezi? În No Limit Hold'em, jucătorul bun, agresiv, care alege cu grijă situațiile în care joacă agresiv, câștigă. Fiecare pariu și fiecare plusare trebuie să aibă un scop. Maximizarea valorii. Primul motiv al unui pariu este evident. Ai o mână puternică și vrei să investești bani în pot. Vrei ca adversarii cu mâini mai slabe să egaleze și să rămână în joc. Când se întâmplă astfel, pariezi pentru valoare. Însă fii atent, nu trebuie să stabilești doar dacă mâna ta este mai bună decât a adversarului. Trebuie și să analizezi cu ce mâini va renunța și cu ce mâini va egala, dacă vei paria. Poți paria pentru valoare doar când știi că adversarul va egala destul de des pariul tău și astfel va investi bani în pot cu o mână mai slabă. Jocul la bluff. Al doilea motiv pentru un pariu, joci la bluff. Vrei să forțezi adversarii cu mâini mai bune să renunțe pentru a câștiga potul. Cel mai întâlnit tip de bluff la limitele inferioare este așa numitul Dark Tunnel Bluff. Un jucător încearcă să câștige potul fără să se gândească sau să-și planifice acțiunile pentru următoarea rundă de pariere și fără să gândească la ce cărți ar putea adversarii lui. El pariază pur și simplu, sperând că adversarii lui vor renunța. Trebuie specificat faptul că acest tip de bluff nu este profitabil pe termen lung. De aceea, de fiecare dată când te gândești să bluffezi, trebuie să ai în vedere următoarele 5 reguli. Nu folosi jocul la bluff pentru a umfla potul. Bluffează doar atunci când mâna ta se mai poate îmbunătăți. Joacă la bluff doar împotriva adversarilor care știi că pot renunța la mână. Nu juca la bluff împotriva mai multor adversari. Joacă la bluff doar când ai posibilitatea de a lăsa de înțeles că ai o mână puternică și este posibil ca adversarul să nu aibă nimic. Un exemplu clasic al unei bune oportunități de a bluffa, așa numitul pariu de continuare, sau continuation bet, ar fi perfect în această situație. Ești în poziția dealerului și ai popă damă de pică. Toți jucătorii înaintea ta au renunțat și tu plusezi cu 4 big blinduri, adică la un dolar, conform cu tabelul mâinilor de start. Atât small blind cât și big blind îți egalează pariul. Vine flopul și nu primești nicio carte bună. Puține cărți cu care adversarii ar fi egalat înainte de flop, ar fi format ceva pe acest flop. Tu pe de altă parte ai plusat înainte de flop și ai putea lăsa destul de ușor impresia că ai în mână un as și astfel top pair. Dacă niciunul dintre adversarii tăi nu deține unul dintre cei trei ași rămași, nu se vor afla în poziție favorabilă de a continua mâna. În această situație merită din plin să faci un continuation bet, un pariu de continuare, deoarece de multe ori poți să iei potul fără prea multă rezistență din partea adversarilor. În acest exemplu, avem o situație care ilustrează o oportunitate slabă de a blufa. Situația inițială este aceeași. Toată lumea înaintea ta a renunțat înainte de flop, tu plusezi, iar blindurile îți egalează pariul. Acesta este un flop care permite multe mâini zou. Cărțile de pe flop se conectează cu foarte multe cărți cu care adversarii ar fi putut egala înainte de flop. De asemenea, este foarte greu de pretins că ai o mână foarte puternică pe această masă. Dacă joci contra unui adversar tight, poți paria odată, dar pe mese ca aceasta vei avea probleme în a determina adversarii să renunțe. Alt motiv pentru a nu paria este așa numitul continuation bet întârziat. De fiecare dată când plusezi înainte de flop, ești egalat și mergi mai departe în rundele de pariere următoare cu atitudine agresivă, ai șansa de a face un pariu de continuare. Dacă plusezi înainte de flop și poți lăsa impresia că ai o mână mai puternică decât în realitate. Dacă apoi pariezi pe flop și joci la bluff doar o dată, de cel mai multe ori îți va reuși manevra. Atunci când ești agresiv, poți ataca multe poturi făcând pariuri de continuare, dar nu orice pot. Exemple de flopuri bune. După cum poți vedea, un flop care nu ajută foarte multe mâini este un flop bun pentru continuation bet. Aceste flopuri nu oferă multe draw-uri și nu sunt posibile nici multe mâini foarte puternice.
Pe un flop bun, poți lăsa impresia că ai o mână puternică, dar adversarul va egala de adeori, chiar dacă este sigur că joci la bluff. Exemple de flopuri proaste. Toate cele trei exemple sunt etichetate flop foarte periculos. În acest caz, ar trebui să te gândești la un continuation bet pe flop doar dacă ai un singur adversar. Această situație este aceeași ca în exemplele precedente. Tu ești agresorul înainte de flop și ai câțiva adversari. Dar, cel mai indicat pe acest flop este să renunți la mână. Nu are sens să faci un pariu de continuare jucând la bluff, doar dacă adversarii sunt foarte tight. Foarte multe mâini ar fi putut fi ajutate de acest flop și tu nu poți reprezenta foarte credibil o mână puternică. Probabilitatea ca ambii adversari să renunțe când joci la bluff scade foarte mult pe un asemenea flop. Un alt motiv de a paria este protecția. Nu orice mână completă este o mână monster. Deseori te vei vedea în față cu o mână pe care o ai, dar în același timp știi că mâna ta este vulnerabilă și că adversarii așteaptă cartea potrivită pentru a forma o mână mai bună. Adversarii pot câștiga doar dacă vor completa mâna pe turn sau pe river. Cu cât este mai mare probabilitatea să primească cărți cu o mână bună, cu atât mai mult trebuie să îți protejezi mâna. Protecția înseamnă să faci următoarea carte comună scumpă de văzut. Dacă adversarul are o mână care încă se poate îmbunătăți și deveni mai bună decât a ta, va trebui să plătească un preț mare pentru a vedea următoarea carte comună. Poți afla mai multe despre acest subiect în articolele despre matematica pokerului. În practică, aceasta înseamnă: când ai o mână completă și masa permite multe draw-uri, protejează mâna făcând următoarea carte comună scumpă. Conceptul protecției se bazează pe noțiuni matematice fundamentate ale Texas Hold'em, despre care vei învăța în articolele din secțiunea bronz după ce vei trece testul și vei primi capital de stat. În practică, protecția arată astfel. Înainte de flop, toți adversarii din nou au renunțat înaintea ta. De vreme ce ai o pereche de popi, plusezi, iar blindurile te egalează pentru a